La sediul subfilialei din Petroșanea Crucii Roșii va fi inaugurată o mini-sală de gimnastică. În principal, aceasta le va fi destinată persoanelor în vârstă care pot face aici mișcare, bineînțeles sub supraveghere medicală asigurată de cadre de specialitate de la Centrul de Recuperare a Spitalului de Urgență. Întotdeauna noi ne-am gândit să venim în întâmpinarea, mai ales a persoanelor vârstnice, hai să zic, nu chiar vârstnice, să spun că față de cei care au întors mai multe file de calendar decât alte persoane. Și în acest sens ne-am gândit să inaugurăm o microsală de sport, respectiv de recuperare, care va funcționa chiar în sediul Crucii Roșii, pe strada Avrameancu numărul 12. Această microsală este deschisă tuturor celor care doresc să facă o mică recuperare. Sala este dotată cu minimum de aparatură, după cum puteți vedea. Suntem în curs de a mai primi și altă aparatură. Joi noi încercăm să facem deschiderea. Invităm persoanele doritoare să vină, să stabilim de comun acord cu profesoara de gimnastică, respectiv de recuperare de la spital, pentru că vom face cu cadru calificat. Și după ce vom stabili programul, probabil care va fi o dată sau de două ori pe săptămână, vom începe cu exerciții ușoare și, cum am vorbit cu doamna profesoară de la spital, bineînțeles că această gimnastică medicală, că așa este, va fi făcută în funcție de afecțiunile pe care le are fiecare participant. Deci nu vom face la comun că e riscant, dar individual cu fiecare. În principiu, sala de sport va fi deschisă de două ori pe săptămână.